Băi, când deschizi un canal de YouTube, te aștepți la două faze. Faza numărul 1 în care pur și simplu dai lovitura și te umpli de vizionări, abonați, subscribe, tot ce trebuie. Sau faza numărul 2 în care pur și simplu nu faci nici abonați, nici vizionări și canalul tău moare în câteva zile. Eu mă aflu la jumate. Am vizionările destul de bune pentru început, abonații scârție, comentariile merg. Pentru asta vă mulțumesc enorm și vă aștept în continuare la cele mai bune materiale pe care le pot oferi eu pe acest canal. Deși manga este mai detaliată, în timp ce episoadele sunt mai detaliate, știu, nu o să înțelegeți ce înseamnă mai detaliat prin mai detaliat, în episoade o lălăim puțin pentru că au nevoie de o umplutură pentru a face cele 18, 20, 23 de minute, diferă de la un episod la altul. În timp ce manga suntem strict în poveste, unde fillerele nu există. Așa că înainte să dăm drumul la acest videoclip, puneți-mi în comentarii dacă doriți să analizăm și fillerele serialului, și cărțile special făcute de Naruto, de Kishimoto pentru Naruto și totul să meargă bine. Așa că haideți să dăm drumul la episodul 5 din Naruto, manga versus serial. Înainte să începem, dă un like și o abonare că e gratis. Acum înapoi la video. Episodul și manga încep cu o acțiune interesantă în care toată lumea se așteaptă la ceva lupte ninja incredibile, cu stații de emisie recepție, cu echipa 7 pregătită de atac, însă de fapt nu este chiar așa și avem o recuperare de pisică. De pisică, băi, uitându-mă la ce-i face stăpâna aia la pisică, înțeleg și eu de ce a fugit sărac. Continuând povestea noastră, sunt în biroul celui de-al treilea Hokage, care le spune că au ceva misiuni pentru ei, cum ar fi să meargă la cumpărături, să fie babysitter sau posibil încă ceva foarte stupid. În acel moment Naruto izbucnește în nervi și spune că vrea o misiune de ninja adevărat, vrea o misiune periculoasă cu lupte și cu tot ce se poate. Bineînțeles, Hiruka urlă că sunt doar niște începători și trebuie să o ia de jos, însă Naruto al nostru nu o vrea și nu e de acord cu asta. După o explicație foarte interesantă făcută de cel de-al treilea Hokage, în care se explică cum sunt așezate satele, cum lucrează, cum totul merge perfect pentru a păstra o balanță echilibrată în această lume ninja, Naruto bineînțeles că nu-i pasă de asta și vrea obligatoriu o misiune periculoasă. În timp ce Kakashi, Sakura și Sasuke sunt pur și simplu șocați de prostia de care dă dovadă Naruto, Naruto susține în continuare că el va deveni Hokage și că vrea o misiune foarte grea pentru nivelul său de ninja. Acum ni se introduce povestea. Apare în cameră Tazuna. Tazuna este un constructor de poduri care trebuie escortat până acasă în țara valurilor, în siguranță, fără ca nimeni să îl atace. În principiu ni se explică că Tazuna este protejat de către satul Frunză, Konohagakure, de hoți și alți derbedei. Așa că băieții noștri Sasuke, Sakura, Kakashi și Naruto sunt pregătiți să-l escorteze pe Tazuna până acasă în țara valurilor. Bineînțeles că Naruto nu se înțelege cu Tazuna și se insultă și se atacă pe orice cale fizică și psihică. După explicația dată de Tazuna, în care spune că el dorește să construiască un pod între țara valurilor și Uscat, unde va fi mult mai ușor comerț, unde vor fi mai ușor de adus produse, unde va fi mai ușor de circulat, Tazuna bineînțeles că omite anumite detalii pe care le aflăm în capitolele următoare. Între timp băieții noștri părăsesc satul, Naruto e super entuziasmat că iese pentru prima dată din satul lui, cred că așa au fost toți care au părăsit România vreodată, sau măcar cartierul în care locuiesc. Sunt atacați pe drum de către niște bandiți. La acel atac Kakashi a fost scos imediat din joc în timp ce Naruto înnebunește, dar între timp îngheață. Pur și simplu nu se poate apăra fiind lovit de acele ghiare cu o travă. Sasuke bineînțeles își face treaba exact ca un ninja cum trebuie și îl apără pe constructorul de poduri, în timp ce Sakura se pune în fața lui urmând să fie lovită și ucisă, Kakashi revine și scoate din joc fără nicio problemă pe cei doi ninja. Care este faza? Kakashi pur și simplu a văzut o baltă într-o zi uscată, incredibil. Și până la urmă îi scoate din joc pe cei doi, așteptând ca să vadă care este targetul. Targetul fiind constructorii. Deși constructorul a spus că vrea protecție față de vandali, față de golani și față de hoți, de fapt pe urmele lui sunt niște ninja criminali
ucigași care vor să-l vadă mort pentru ca podul să nu fie construit. De ce? Păi avem în Țara Valurilor o poveste foarte simplă. Un criminal care este mare om de afaceri, Gato, vrea să domine, vrea să conducă această țară și vrea să aibă toată posesia și banii din acea țară. Construind acest pod, îi va da peste cap toate afacerile lui Gato, Gato având chiar și o firmă de construcții. Așa că a angajat câțiva ninja pentru a-l ucide pe constructorul de poduri. Între timp, Kakashi spune că trebuie să se întoarcă în sat, pentru că această emisiune de la nivel B trece tocmai la nivelul S, o misiune foarte periculoasă în care sunt mercenari, iar copiii noștri din echipa 7 nu sunt pregătiți pentru așa ceva. La un moment de turbare a lui Naruto și disperare, lovește cu pumnul pământul și începe să urle și să plângă că el este Naruto, el va deveni Hokage și nu-i vine să creadă că a înghețat și el va face ceva. Când vede acest lucru, Kakashi hotărăsc să îl escorteze pe Tazuna până la capăt și să vadă unde merge mai departe această poveste. Tot în această fază, inclusiv în manga, inclusiv în serial, avem acea replică foarte clasică a lui Sasuke. You're not hurt, are you? Scaredy cat. Kakashi încearcă să-l convingă pe Naruto să meargă înapoi în sat pentru a scoate o travă, deoarece acel lucru poate fi fatal pentru el, însă vulpița cu 9 cozi închisă în Naruto hotărăște să-l vindece mai repede, Kakashi fiind șocat de acest lucru, și Naruto nu trebuie să moară, pentru că bineînțeles dacă Naruto moare, vulpea moare și ea, pentru că este în corpul lui Naruto. Acest capitol se încheie cu Gato care urlă foarte tare că a plătit o groază de bani pe acești ninja și că nu au reușit să facă absolut nimic. Ni se introduce un ninja cu o sabie foarte mare, neștiind bineînțeles numele lui, cei care nu ați urmărit și nu ați citit manga, bineînțeles că nu veți ști cine este. Trebuie să dezbatem acest subiect probabil în episodul următor sau în acest episod despre Zabuza. Da, povestea este destul de interesantă. Ca o comparație între anime și manga este că în manga este mult mai scurtă această poveste, nefiind detaliate toate discuțiile între Tazuna și Naruto, niște jigniri aduse de Tazuna, niște jigniri aduse de Naruto, momente când Naruto vrea să-i strângă de gât pe Tazuna, Kakashi, bineînțeles, acel badass pe care le știm cu toții. Ideea e că voi încerca să ajung mai repede la episoadele la zi pentru a egala numărul de episoade ale mele cu numărul de episoade din Naruto. Dar voi încerca probabil să fac și două episoade într-un singur episod, pentru că manga este mult mai scurtă și urmează câteva filere în serial pe care în manga nu le avem decât așa detaliat, cam pe o pagină jumate. Dar va trebui să vedem cum le încadrăm și să-mi spuneți voi în comentarii dacă doriți să continuăm și cu filere sau mergem direct pe povestea originală. Cam asta a fost episodul de vineri. Momentan probabil vom merge pe două episoade pe săptămână, luni și vineri, pentru că lucrez la episodul de miercuri. Vom avea trei episoade pe săptămână, luni, miercuri și vineri. Luni Naruto, vineri Naruto și miercuri ceva special, probabil nu o serie, probabil ceva stand-alone, respectiv un film, un joc. Băi, cam asta a fost episodul de astăzi despre Naruto manga versus serial. Mergem pe povestea manga în continuare. Vă mulțumesc că mă urmăriți, vă mulțumesc că vă place tot ce fac. Aștept comentarii și păreri și idei să dezbatem subiecte. Poate vom face și live-uri, dacă voi vreți, despre seriale, anime-uri și povești. Eu vă spun la revedere și vă invit să verificați descrierea, unde am mai multe conturi de social media, cum ar fi TikTok, Instagram, Facebook. Dați un like acolo și ne vedem data viitoare.